La doar 15 ani, o adolescentă din județul Iași a devenit vedetă în show-urile erotice dedicate adulților transmise pe diferite conturi de socializare. Cum imaginile nu erau disponibile în România, părinții fetei au aflat cu ce se ocupă fiica lor de la rudele aflate în Italia. Deși cazul a ajuns în atenția polițiștilor, show-urile erotice au continuat și în timpul anchetei. Cu toate informațiile despre acest caz vine chiar acum colega noastră Cătălina Buzoian. Bun găsit! 15 ani avea adolescenta în momentul în care a fugit de acasă și s-a apucat să facă videochat. A fost imediat racolată de o altă tânără de 19 ani, însă inițial s-a mutat cu un bărbat în apartamentul acestuia, iubitul ei, cu care de altfel și făcea show-uri erotice pe care ulterior le transmitea pe site-urile pentru adulți. În toată povestea însă au mai fost racolate ulterior încă două tinere și ele minore, însă bărbatul a decis să se retragă la un moment dat, astfel că banii erau împărțiți doar între cele patru fete care rămăseseră la studioul de videochat. Anul trecut, tatăl adolescentei de 15 ani a aflat cu ce se ocupă fiica ei de la rudele din străinătate, pentru că imaginile nu erau disponibile în România. A alertat imediat autoritățile, iar la scurt timp, persoanele implicate în această poveste au fost identificate și audiate. Interesant este însă că pe tot parcursul acestor cercetări, studioul de videochat a continuat să funcționeze. În cele din urmă, anchetatorii au descins la acest studio și le-au prins pe trei dintre fete în timp ce transmiteau show-uri erotice pe internet. Luată la întrebări, cea în vârstă de 15 ani a declarat că a decis să pornească pe acest drum din cauza lipsei banilor și că nu regretă decizia luată. Una dintre tinerele implicate în această poveste, cea în vârstă de 19 ani, a fost deja trimisă în judecată pentru pornografie infantilă și întreținere de relații sexuale cu un minor și a recunoscut fapta și a primit o pedeapsă mai ușoară, și anume 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare.